Bine v-am regăsit la 5 minute despre. Toate substanțele din jurul nostru sunt alcătuite din atomi. Sigur, atomii se leagă între ei și formează de obicei molecule, dar asta e altă problemă legată de chimie. Avem deci peste tot în jur atomi, iar atomii sunt alcătuiți toți, fără excepție, din trei particule, proton, neutron și electron. Este una dintre marile minuni ale lumii în care trăim, ale Universului, faptul că toate substanțele, oricât de diferite ar fi între ele, sunt alcătuite din aceleași trei particule. Cum pot fi copacii, ciorile, gemul de căpșuni, elicopterele, pietrele, alcătuite toate din protoni, neutroni și electroni și totuși să fie atât de diferite? Asta este o întrebare fantastică la care răspunde chimia și nu ne vom ocupa acum de acest lucru. Azi vreau să lămurim altceva. De unde vin atomii? Cum, unde și când s-au legat protonii, neutronii și electronii pentru a forma atomii pe care azi îi vedem peste tot în jurul nostru? De fapt, nu îi vedem pe ei, vedem substanțele care conțin atomii. În atom, cele trei particule despre care am vorbit nu formează un amestec, o pastă de proton, neutron și electron, ci protonii și neutronii se lipesc unii de alții prin forțe foarte puternice, cele mai puternice forțe pe care le cunoaștem, forțele nucleare tari, și formează ceea ce se numește nucleul atomului. Și pentru că protonii au sarcină pozitivă, și nucleele vor avea sarcină pozitivă. Din această cauză, electronii care se întâmplă să ajungă în apropierea unui nucleu sunt atrași de nucleu și rămân în jurul nucleului respectiv, formând ceea ce numim învelișul electronic. Deci în atom avem un nucleu, așa cum vedeți în desen, în care avem protoni și neutroni, și în jurul nucleului avem electroni care formează învelișul electronic. Dar, atenție, ăsta este doar un model. Nu așa arată atomul, pentru simplul motiv că atomul nu arată nicicum. Am explicat acest lucru în clipul cum arată electronul. Atomul este complet atunci când în învelișul electronic avem tot atâția electroni câți protoni avem în nucleu. Iar numărul de protoni din nucleu ne arată despre ce element chimic este vorba. Dacă vreți să știți mai multe despre aceste lucruri, vă recomand un alt clip, și anume element chimic necunoscut. Protonii, având toți sarcină pozitivă, se resping, evident, prin forțe electrice. De aceea, în orice nucleu în care găsim mai mult decât un proton, trebuie obligatoriu să fie și neutroni. Pentru că, așa cum am spus, neutronii sunt un fel de lipici, simplist spus, pentru protoni. Problema care apare atunci când vrem să facem un atom este legată de nucleu, mai precis, tocmai de aceste forțe de respingere dintre protoni. Imaginați-vă că avem un nucleu mai mic în care avem 2-3 protoni și încercăm să mai punem un proton ca să obținem un nucleu mai mare. Apare o forță de respingere, trebuie să efectuăm lucru mecanic, trebuie să avem energie ca să aducem suficient de aproape protonul încât să intre în acțiune lipiciul, forțele nucleare, și să-l prindă în nucleu, și în felul ăsta să obținem un nucleu mai mare. Pentru asta trebuie presiuni extraordinare și temperaturi extraordinare. Dar există o excepție. Atomii de hidrogen. Deoarece au un singur proton în nucleu, atomii de hidrogen s-au putut forma la aproximativ 380.000 de ani de la Big Bang, când Universul era deja destul de rece pentru ca electronii să se poată lega de protoni. Pentru asta nu trebuie să efectuăm lucru mecanic, pentru că electronul are sarcină negativă, este atras de proton și în felul ăsta se formează atomul de hidrogen. Deci primii atomi formați au fost cei de hidrogen. S-au mai format atunci și în cantități foarte mici heliu și în cantități și mai mici litiu și beriliul. Dar cam asta e tot ce exista în univers la aproximativ 400.000 de ani după Big Bang, nori imensi de hidrogen, un pic de heliu și mai puțin litiu și beriliu.
Cum s-au format ceilalți atomi, cei cu mai mulți protoni în nucleu? La presiuni foarte mari și temperaturi de zeci de milioane de grade și chiar mai mari, protonii și nucleele mici se pot ciocni atât de violent încât protonii pot ajunge suficient de aproape încât să intervină forțele nucleare și să se lipească de un nucleu deja existent și în felul ăsta să obținem nuclee mai mari. Unde există astfel de temperaturi? În miezul stelelor. De pildă, în miezul Soarelui, steaua care ne încălzește, temperatura ajunge la 15 milioane de grade, iar presiunea la miliarde de atmosfere. Din norii de hidrogen care au rămas după ce s-a format hidrogenul, s-au format stelele din prima generație, iar în miezul lor temperatura a crescut din cauza comprimării hidrogenului până la valori suficient de mari ca să poată să înceapă acest proces de lipire a protonilor și neutronilor și să se formeze nuclee tot mai mari și mai mari. În aceste condiții, de pildă, protonii se pot lega câte doi împreună cu doi neutroni, formând nuclee de heliu. Acest lucru se întâmplă acum în miezul Soarelui. Hidrogenul se transformă în heliu. Vedeți aici mecanismul parțial de reacție, pentru că lucrurile sunt puțin mai complicate. Sunt niște etape prin care se formează fiecare tip de nucleu. Când concentrația de hidrogen scade, nucleele de heliu se pot lega de alți protoni și neutroni și treptat se formează, odată cu creșterea temperaturii, nuclee tot mai mari. Aceste procese în care nucleele mici se leagă pentru a forma nuclee mai mari se numesc reacții termonucleare sau reacții de fuziune termonucleară sau nucleosinteză, pentru că în felul ăsta se sintetizează nuclee ale unor elemente chimice cu număr atomic tot mai mare. Aceste reacții sunt exoenergetice, produc căldură, produc foarte multă căldură și din aceste reacții își iau stelele energia și datorită acestor reacții, stelele pot să radieze milioane și miliarde chiar de ani energie sub formă de lumină, de radiație infraroșie și alte tipuri de radiații. Dar toate stelele ajung la un moment dat, în funcție de masa lor, mai devreme sau mai târziu, într-o fază în care nu se mai pot realiza reacții termonucleare în miezul lor. Temperatura nu mai este suficient de mare. Pentru că gândiți-vă, cu cât un nucleu e mai mare, înseamnă că el conține mai mulți protoni și cu atât e mai greu pentru un proton să se apropie suficient de mult de nucleul respectiv ca să se lipească de el. Deci pentru a se forma nuclee tot mai mari, trebuie temperaturi și presiuni tot mai mari. Când temperatura din miezul stelei nu mai este suficientă pentru sinteza unor nuclee și mai grele, steaua nu mai poate obține energie din reacții nucleare și moare. Iar stelele mor de obicei printr-o explozie fantastică numită nova sau supernova. Voi explica cu altă ocazie de ce se întâmplă acest lucru. Mai este o problemă. Chiar dacă stelele au masa suficientă pentru a se realiza temperaturi de sute de milioane de grade în miezul lor, nu se pot produce nuclee mai mari decât cele de fier, care este cel mai stabil nucleu. Și asta pentru că obținerea unor nuclee mai mari presupune reacții nucleare endoenergetice, adică nu mai primim energie dacă vrem să obținem prin fuziune nuclee mai mari, ci trebuie să dăm energie. Și atunci, unde s-au produs nucleele și mai grele, mai grele decât fierul? O parte dintre ele se produc atunci când explodează steaua, în explozia de novă sau supernovă. Atunci temperaturile și presiunile ajung pentru un timp foarte scurt la valori atât de mari încât pot să fuzioneze și nuclee mai mari și să se formeze nuclee și mai mari. Dar în cea mai mare parte, aceste elemente chimice mai grele decât fierul se produc probabil prin explozia stelelor neutronice. O stea neutronică este ceea ce rămâne dintr-o stea obișnuită după ce moare steaua. De regulă, și despre acest lucru vom discuta cu altă ocazie. O astfel de stea neutronică este de fapt un nucleu imens și când ea explodează împrăștie în spațiu
nuclee de toate mărimile și atunci se formează și elementele chimice de dincolo de fier din tabelul lui Mendeleev. În concluzie, dacă ne uităm în tabelul lui Mendeleev, putem acum distinge trei categorii ale elementelor chimice în funcție de modul în care au apărut. Din prima categorie face parte doar hidrogenul și o mică parte din heliul care există. Acești atomi s-au format la aproximativ 380.000 de ani după Big Bang. În a doua categorie intră cea mai mare parte a heliului și toate elementele chimice de la litiu până la fier. Ele s-au format în miezul stelelor prin reacții termonucleare. Și a treia categorie o reprezintă elementele mai grele decât fierul, de dincolo de fier. Ele s-au format prin explozia stelelor și mai ales prin explozia stelelor neutronice. În final, gândiți-vă că ceea ce v-am spus înseamnă un lucru fantastic, și anume că toate elementele chimice din jurul nostru, chiar și cele din corpul nostru, s-au format fie în miezul unei stele, fie prin explozia unei stele. Și aici știința devine poezie. Suntem cenușă de stele și vom fi cândva din nou stele. La revedere!